Compotul de sfeclă roșie, care vindecă aproape toate bolile, cea mai bună rețetă rusească, compotul de sfeclă roșie, este o rețetă tradițională rusească extrem de eficientă și utilă în tratamentul multor boli, întrucât conține multe componente ce activează și revitalizează ficatul, rinichii și intestinele. Această rețetă se obține prin simpla fermentare. Rezultatele unor cercetări medicale arată faptul că un consum regulat de compot de sfeclă roșie previne dezvoltarea tumorilor maligne, datorită acțiunii îmbunătățită a ficatului, ce face posibilă curățarea organismului de toxine și de alte deșeuri, îndepărtând constipația și alte probleme cu intestinele. Medicina tradițională rusă consideră compotul de sfeclă roșie drept cel mai bun medicament non-medical pentru hipertensiune arterială, deoarece normalizează tensiunea arterială pentru o perioadă mai lungă de timp și este extrem de util în tratamentul arterosclerozei. Citiți mai jos cum se face compotul din sfeclă roșie. Ingrediente. Un borcan de sticle de 3 litri 700 de grame de sfeclă roșie decojită, două linguri de făină, de secară sau nagră, 200 de grame de zahăr, zahărul se poate înlocui cu miere, aceeași cantitate, 100 de grame de stafide mod de preparare. Sfecla spălată și curățată de coajă, se taie cubulețe nu foarte mari, se așează în borcan. Adăugați apoi stafidele, cele două linguri de făină și zahărul sau mierea. Umpleți porcanul cu apă fiartă și răcită, amestecând foarte bine conținutul. Acoperiți porcanul cu un tifon, astfel încât să poată să respire. Se lasă la temperatura camerei timp de 6-7 zile. În timpul acestor zile, este necesar să amestecați conținutul de 2-3 ori pe zi, iar dacă este necesar, îndepărtați spuma. După scurgerea celor 7 zile, se agită amestecul bine, apoi se strecoară prin tifon și astfel veți obține compotul de sfeclă roșie. Consum și depozitare. Consumă 3-4 linguri de 3 ori pe zi, înainte de mese. În 20 de zile, vă veți alege cu un ficat curățat și pregătit să lupte cu toxinele. Luați o pauză de 3 luni și repetați tratamentul pentru a vă menține sănătosi și liber de orice depozită toxice. Compotul se păstrează pe toată perioada la frigider. Această metodă este aplicată și în prezent de către medicii din unele spitale din Rusia, întrucât are rezultate excelente, nu numai pentru curățarea ficatului, dar de asemenea și asupra întregului organism, fiind excelent în tratamentul hipertensiunii arteriale și aterosclerozei. După un consum de numai câteva zile, tensiunea arterială se stabilizează. Dacă veți recomanda acest compot și prietenilor voștri, trebuie să-i avertizați că atunci când va începe curățarea, se pot deplasa și pietrele mici de la rinichi, întrucât acest compot are influențe și asupra rinichilor. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!